30 de manageri ai firmelor din județul Suceava au învățat cum să informatizeze activitatea societăților comerciale pe care le conduc. Ei au participat la o conferință organizată de reprezentanții companiei Eșene Soft & Service, firmă care de 8 ani se ocupă cu dezvoltarea de soluții software pentru societățile comerciale. Managerul de zonă al companiei a explicat că aceste soluții pot fi personalizate pentru fiecare firmă în parte. Știm foarte bine că dumneavoastră vreți să vă eficientizați afacerile, business-ul. Sunteți în criză de timp. Trebuie să aveți soluții rapide, trebuie să aveți răspunsuri prompte în colaborarea pe care dumneavoastră o țineți cu partenerii, beneficiarii, colaboratorii dumneavoastră. Și atunci, iată, a venit criza. Ca să vă mențineți afacerile, aveți nevoie de răspunsuri rapide, de soluții prompte, soluții a priori sau care sunt mulate pe specificul dumneavoastră. Noi venim și preîntâmpinăm aceste probleme pe care dumneavoastră le găsiți în cotidianul dumneavoastră, al business-ului dumneavoastră. Și noi vrem să facem în felul următor. Dumneavoastră să lăsați problemele pe care le întâmpinați pe umerii noștri, iar noi să mulăm aceste soluții pe specificul dumneavoastră. Toată lumea este fericită, business-ul este încheiat și mergem mai departe. Mai exact, compania Eșeană le-a propus patronilor suceveni să-și îmbunătățească activitatea prin implementarea unor softuri prin care să se ocupe de managementul documentelor, al resurselor umane, al activităților de vânzări sau pentru dezvoltarea unor instrumente de analiză economico-financiară a societății comerciale. Compania Eșeană susține că prin implementarea acestor soluții, activitatea firmelor poate fi îmbunătățită. Prin acest sistem ajungem la economie de resurse, de spațiu și de timp. Este un sistem care vine cu optimizarea activității personalului, îmbunătățește comunicarea în companie și eficientizează timpii de lucru ai tuturor în cadrul companiei. Practic, în final, să ajungem la o creștere a eficienței proceselor din cadrul organizației, să depistăm punctele care au probleme și să le îmbunătățim exact acolo unde constatăm un minus în cadrul afacerii. Acesta este avantajul nostru de a fi dezvoltatori. Putem să intervenim exact acolo unde este o problemă și de comun acord cu clientul să ajungem la un sistem mai bun.